Miercuri, începând cu ora 14, la Casa de Cultură Tudor Mușatescu, din incinta clubului Aro, va avea loc întâlnirea scriitorilor mușceleni. Cu această ocazie va fi aniversat scriitorul Ion Dumbi, care a împlinit pe 24 august venerabila vârstă de 90 de ani. Decanul de vârstă al Cenaclului Mihai Moș Andrei s-a născut la București, a lucrat ca economist și diplomat și a făcut parte din mai multe cercuri literare din București. La Câmpul Lung a poposit alături de prietenul său, poetul Ion Malancu, în urmă cu 2 ani îndrăgostindu-se iremediabil de orașul lui Negru Vodă. La întâlnirea de mâine a scriitorilor mușceleni vom aniversa pe decanul de vârstă al Cenaclului Literar Mușcelean, și anume epigramistul Ioan Dumbi, care pe data de 24 august a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani. Îi urăm la mulți ani, sănătate, bucurie și tărie și putere în continuare în lucrările dumnealui. Redactorii șefi ai revistelor Acidava și Satiru, Maria Chirtoacă și Ion Mârzac, vor prezenta edițiile de toamnă ale celor două publicații literare.